Comisariatul de Poliție Raional Florești a organizat Ziua Ușilor Deschise. Evenimentul a avut drept ca scop familiarizarea cu formele și metodele de activitate la Comisariatul de Poliție Raional Florești. La activitate au participat elevii Școlii Profesionale Florești. Deci evenimentul realizat de astăzi este de a asigura comunicarea eficientă cu societatea civilă. Excursia de astăzi a fost organizată și desfășurată în temeiul dispoziției Ministrului Interne, prin care solicită dumnealui de a familiariza elevii claselor absolvente din instituții preuniversitare cu activitatea organelor de poliție. După cum am menționat, în organele de poliție, în componența organelor de poliție, intră mai multe servicii, cum am menționat, unitatea de gardă, deci familiarizăm fiecare elev despre activitatea acestor servicii. Vizitatorii au rămas interesanți de felul cum au fost primiți. Călătoria lor a continuat prin secțiile întregii instituții, aceștia având ocazia să vadă modul în care decurge din interior activitatea de zi cu zi a oamenilor legii. A părut foarte interesant, am primit răspunsul la toate întrebările la care eram curios, foarte interesant. La ce ai tras mai mult atenția? Atenția am tras mai mult la sala sportivă, pentru că îmi place foarte mult sportul. Mi s-a părut destul de ok, a fost totul bine. A fost interesantă excursie care a fost de astăzi. În timpul acesta am doar vedeți să observ și un deținut care stătea în cancelare, sau cum se mai spune. Și sala de forță acolo mi s-a părut destul de bine. Mi-a plăcut foarte mult, am aflat câte ceva nou și pe viitor voi ști ce se află în această secție de poliție. La ce ai tras mai mult atenție la comisar? Cam la toate din care am fost, la toate am tras atenția. A fost foarte interesant și mi-a plăcut că a fost foarte interesant când a povestit toate cabinetele și tot ce se întâmplă în jurul acesta. Activitatea este parte integrată în planul de activitate a Ministerului Afacerilor Interne, privind implementarea conceptului de reformare acestui minister și urmărește creșterea calitativă a imaginii poliției și sporirea transparenței în activitate.